În primul rând, eu vreau să chem toată lumea la o mobilizare maximă pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Noi am obținut un avantaj destul de important, un avantaj de peste 130.000 de voturi față de oponentul nostru și eu sunt ferm convins că noi putem să majorăm acest avantaj și să învingem în turul 2. De aceea, stimați concetățeni, stimați prieteni, haideți să fim împreună. Eu văd că în ultimul timp s-au unit toate mass-media finanțate de Statele Unite, televiziuni finanțate de oligarhi, în front comun împotriva mea. Nu nimic. Noi să ținem piept. Au fost bătării și mai mari. Dar aceasta arată slăbiciunea voastră. Uitați ce isterie ați ridicat voi pe rețelele de socializare. Vreți să speriați pe cineva? Nu ne teme noi. Am văzut și mai puternici. De ce aveți pierde? Și dați dovadă de slăbiciune. Noi am consolidat și consolidăm rândurile noastre. Noi suntem ferm convinși în victorie. Și în decurs de 10-12 zile veți vedea câți vom fi. Cu mult mai mulți ca în turul întâi. Asta am vrut să transmit celor care își permit în ultimul timp să treacă liniile roșii. În special a reprezentanților oponentii mei politici. Și da, ne vedem astăzi la dezbateri. Ne vedem și săptămâna viitoare. Pregătiți-vă!